Încălzirea globală duce la extinderea dăunătorilor în agricultură. Temperaturile tot mai ridicate din timpul iernilor favorizează înmulțirea insectelor dăunătoare, care produc mari pierderi fermierilor. Prezentarea unor soluții optime de combatere a acestora a fost tema principală a unei conferințe organizate la Slobozia de Asociația Producătorilor de Porumb și de Asociația Cultivatorilor de Cereale și Plante Tehnice din România. Specialiștii au constatat că atacurile acestor dăunători sunt cele mai virulente în lunile iunie și iulie, când plantele se află în plin proces de dezvoltare. Înmulțirea lor aduce pagube însemnate fermierilor. Principalul areal este în sudul, estul și sud-estul țării, dar cercetări recente au scos în evidență faptul că insecta se răspândește înspre nord, dar și în unele zone unde aici înainte era considerată o zonă nefavorabilă. Cercetări făcute de colegii de la Sibiu au scos în evidență atacuri și în județul Sibiu. De reținut că cel puțin 1 milion de hectare anual sunt afectate de Tanimecus. Ce contează, în primul rând, această insectă? În primăvară, în perioada când porumbul se află în faza de 2-4 frunze, să fie cald și secetă. Ce reprezintă lucrul ăsta? Combustibil pentru insecte. Dacă avem cald și secetă, există toate șansele, insecta este foarte activă și sunt toate șansele ca insecta să producă ravage. Ce este foarte important? Este foarte importantă partea de higroscopicitate. Deci nu, substanța activă pe care eu o pun pe sămânță nu să mi se blocheze în sol, în funcție de reacția solului. Nu este nevoie de atâta umiditate ca în cazul unui îngrășământ complex. Deci pentru mine este o teroare chestia asta în primăvară, să fertilizez cu îngrășământ clasic și să n-am garanția că am apă. Ori te trezești că nu ai umiditate cum a fost în primăvară și o să vedem niște fotografii în care practic planta ta sunt într-o supă de azot și spui am dat, de ce naiba nu se întâmplă nimic? Din cauza că nu are apă. Și atunci ce soluții găsesc? Pentru că contoarul plantei fiziologic, ghilimelea de rigoare, se rotește, nu stă pe loc. Ea îmbătrânește. Și atunci ce fac? Sau am o altă situație. Plouă și plouă interminabil, că de regulă natura se reglează, nu cum vrem noi, dar se reglează. Și constat că eu am dat cantitatea de azot și parcă aș avea nevoie. Dacă vin cu îngrășământ solid, nu prea funcționează. Ce fac în cazul ăsta? Și atunci, din testările pe care noi le-am, ne-am oprit asupra acestui produs, Nitrospin 39. Alături de soluțiile clasice, precum rotația culturilor sau combaterea chimică și biologică, marile companii au prezentat fermierilor și soluții inovatoare. Această aplicație se bazează pe o rețea de capcane feromonale, care pot fi atât capcane convenționale, dar și capcane automate. O să vă arăt în cele ce urmează cum arată și unele și celelalte. Datele cu capturile de dăunători sunt introduse în aplicație, iar aplicația le transformă în niște grafice. Aceste grafice nu sunt altceva decât curbele de zbor ale dăunătorilor. Făcând această monitorizare, în momentul în care se apropie atingerea pragului economic de dăunare, aplicația emite avertizare. Obiectivul principal, bineînțeles, este acela de a aplica corect insecticidele, astfel încât să avem o combatere eficientă. Proiectul Ebalio a început încă din anul 2011, a fost dezvoltat de către compania DuPont. Printre cei mai periculoși dăunători și cele mai importante culturi care sunt monitorizate de acest program la nivel global, pot aminti tomatele, salata, porumbul, vița de vie, cartoful, rapița și bumbacul, iar dintre dăunători putem aminti tuta absoluta, Helicoverpa parmigera, Spodoptera de care vorbea domnul Emil Georgescu, Melichetes, Ostrinia, Lobesia botrana și mulți, mulți alți dăunători destul de periculoși. În ultimii ani, producțiile foarte bune obținute de fermieri au dus la creșterea suprafețelor cultivate cu porumb. Practic, în ultimii 20 de ani, suprafața pe care se obțineau aproximativ 10 pașe, 300 de kilograme, să spunem, s-a înjumătățit. Asta înseamnă că performanța și creșterea producției a fost ajutată foarte mult de avantajul tehnologic și soluțiile pe care companiile vi le-au adus în fața dumneavoastră, an de an în fel. Eliminați cât mai repede burele din cultura de porumb, deoarece reduceți la minim pierderile de producție. În 2019, suprafața cultivată cu porumb în România a depășit 2,6 milioane de hectare, iar producția a fost cea mai mare din Uniunea Europeană.